nu am putut parcurge toate stenogramele apărute în presă. Cred că acest grup infracțional organizat, cu complicitatea unor funcționari, trebuie să răspundă cât mai repede. Conducerea AGP Ilfov, care are atribuții clare de control și autorizare a acestor centre, au autorizat pe data de 29.06.2023, un centru pe data de 10.05.2023 și un centru autorizat pe data de provizoriu de această dată, celălalt definitiv, pe data de 10.05.2023. Domnul ministru o să meargă la briefing să vă prezinte pozele din dosar care arată că aceste centre sunt niște hoteluri de 5 stele și realitățile pe care le-a găsit presa acolo. Deci anumiți funcționari au schimbat pozele și realitatea și au dus către conducerea ANEPIS, către autorizare, imagini și lucruri care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Vreau să fac un apel la conducerea Consiliului Județean Ilfov și conducerea primăriei sectorului 3 să destituie de urgență conducătorii de GASP-urilor locale, pentru că în atribuțiile lor aveau atribuții directe în ceea ce privește funcționarea și calitatea serviciilor către persoanele vârstnice, copii sau persoane cu dizabilități. Doresc destituirea din funcția de președinte a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Această instituție, având un corp de control și în atribuții clare de a controla ceea ce se întâmplă în aceste centre de îngrijire. Am revenit în direct. L-ați ascultat pe Marcel Ciolacu, primele declarații pe marginea subiectului, dosarului care a scandalizat întreaga Românie și cred că se va discuta și în afara granițelor țării despre azilul groazei din județul Ilfov, din voluntari. A cerut niște demisii. Bine, la un moment dat, înțeleg că i-a și transmis ministrului justiției să vorbească cu procurorii, să facă din acest dosar o prioritate. Nu știam că se poate așa ceva. În Constituție sunt trecute la paragrafe diferite. Asta, executivul, legislativul și justiția. Dar cred că domnul Ciolacu face un pic de amestec așa între fraze. O chichiță. Să spună politicul justiției ce să facă, nu? Și ce să prioritizeze, să se miște mai... Cu anumite dosare. Altfel n-ar fi zis-o. N-ar fi spus-o dacă nu era legal. Bun. Vreau să îi salutăm pe invitații noștri prin telefon de la această oră. Doamna Georgiana Pascu de la Centru de Resurse Juridice alături de noi și mulțumesc mult pentru intervenție. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație! Domnul Ovidiu Vanghele, jurnalist de investigații, de asemenea alături de noi și mulțumesc pentru că a acceptat invitația. Bună seara! Bună seara! Bună, mulțumesc și eu pentru invitație! Bună seara! Doamnă Pascu, în primul rând trebuie să lămurim o chestiune pe care, din momentul în care am aflat-o de la domnul Vanghele, m-a măcinat și m-a urmărit. E adevărat că după ce ați comunicat și în spațiu public, dar desigur și Ministerului Muncii, informații din acest azil al groazei, oricât de tabloid ar suna această sintagmă, Centru de Resurse Juridice și-a pierdut acreditarea din partea Ministerului Muncii? Da, din 31 martie anul acesta, domnul ministru Budoi ne-a notificat în scris și a cerut revilierea acordului de colaborare cu CRJ, acord care va data, nu cumva, din 3 octombrie 2003, primul acord l-am semnat eu cu Ministerul Muncii în 2003,
Și dumnealui de altfel făcea referire în această notificare chiar la documente prin care noi le-am sesizat. Spun asta de la bun început pentru că mă aștept ca una dintre întrebările noastre să fie dacă într-adevăr noi l-am sesizat pe domnul ministru. E bine, l-am sesizat. L-ați sesizat. Știți că a comunicat ieri Ministerul Muncii că ați fi încălcat o parte dintre obligații, în sensul în care ați fi distribuit imagini cu persoanele cu dizabilități fără să le blurați fața și asta le-ar fi adus serioase prejudicii. Asta vine de la Ministerul Muncii, care n-a intervenit când oamenii aceștia erau practic schingiuiți, dar n-a putut tolera, nu-i așa, o imagine neblurată. Deci una este dreptul la imagine și una e dreptul la viață. Dreptul la viață, înțeleg, de la Ministerul Muncii, este inferior dreptului la imagine. Și opțional. Și opțional, desigur. Vă rog. Da. Aici este o chestiune, iarăși, e interesant. Domnul ministru al muncii, după ce a transmis acea notificare care ziliat acordul cu CRJ în 31 martie 2023, noi am transmis imediat un răspuns în scris în care i-am explicat de ce anume nu stăteau în picioare punctele pe care inițial le-a formulat. Un răspuns așa scris în doi perii, ușor agramat, aș spune, prealineate, din care nu ne-am dat seama dacă e serioasă sau nu acea scrisoare semnată cu bară pentru domnul ministru Budăi. Ulterior am înțeles, dar nu e confirmată informația, că de fapt ar fi semnat domnul secretar de stat Vasil Coin, care s-a și lăudat cu faptul că a scăpat directorii de GSPC de CRJ. Noi am răspuns și dumnealui atunci a revenit cu acest răspuns mai elevat, pe care acum l-a transmis și presei, deci nu s-au obosit oricum să scrie altceva. Este adevărat, într-unul dintre rapoartele de monitorizare pe care noi le-am transmis ministrului Muncii, am păstrat intenționat un link cu o filmare din interior în care încercam să le arătăm angajaților domnului ministru cum erau infantilizați adulții și vârstnicii cu dizabilități. Filmarea era de sus, dar într-adevăr, dacă mergeai așa cu un zoom profesionist, ai fi putut să vezi, nu știu, să distingi trăsăturile unei persoane. Dar, din nou, acele imagini nu au fost publicate și nu au fost transmise presei. Mai apoi, da, a apărut și această chestiune pe care am mai întâlnit-o, recunosc, undeva pe la sfârșitul erei domnului prim-ministru Năstase, când și atunci mi s-a reproșat că noi CRJ, datorită colaborării strânse pe care o aveam cu Amnesty International Bureau din Londra, Secretariatul Internațional, și pentru că deja reclamam la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sutele de oameni care muriseră de foame și de frig în instituțiile din România, pentru care mai târziu am fost și condamnați. Și atunci guvernul de la acel moment a reclamat faptul că CRJ colaborează și comunică cu presa și cu agenturile străine. Am înțeles. Și dacă ați invocat presa, să ne adresăm presei cu care ați colaborat. Domnule Vanghele, în ultimele zile mă lovesc de punctajul PSD prin emisiuni, în dialog. E, mă rog, deranjant de la un anumit punct încolo să se repete obsesiv întrebarea ce legătură are doamna Gabriela Firea cu acest subiect. Aș vrea să clarificăm, pentru că ni se transmite dinspre PSD, că nu există niciun fel de implicare a surorii doamnei Firea în activități ce țin de inspecția socială, asistența socială, deși un material publicat dumneavoastră ieri, dacă nu mă înșel, că chiar ieri, exact, da. Da, e un ritm galopant al dezvăluirilor. Relevă că doamna soră a doamnei ministru Firea era șefă sau șefuță la asistență socială, la inspecție socială, înțeleg că e termenul, în voluntari. Șefa Serviciului de Asistență și Protecție Socială din Direcția de Asistență Socială Voluntari. Asta este funcția oficială a acestei doamne, Nela Vica Andrieș, se numește sora doamnei Firea. Dânsa a fost până în data de 20 februarie șefa acestui serviciu, care, după cum bănesc că intuiți, că așa îi spune numele în română, este șefa asistenței și protecției sociale a
instituției de asistență socială voluntari, care are numele de direcție. Și există vreo, să spun eu, competență în domeniul controlării vreunui azil? Ar fi putut avea atribuții în acest sens? După cum probabil vă poate confirma Georgiana Pascu, pe care mă bucur să o revăd pe calea undelor într-o emisiune de televiziune, dânsa având totuși 20 de ani de când stă zi lumină cu capul în acest domeniu, această direcție de asistență socială voluntari are funcția, dacă pot să, dacă îmi permit să folosesc așa o paralelă, de first responder pentru orice formă din asta de abuz, de încălcare a drepturilor omului, de până la urmă de nevoie de asistență socială într-o zonă, da? Pentru că acum, după ce a ieșit tamtamul ăsta mare, aflăm că oamenii povesteau că existau deseori imagini din astea terifiante cu oameni ăștia aproape dezbrăcați pe la gard când era cald, dar uneori chiar și când era frig, din ce am înțeles, cerșind de mâncare. Bănuiesc că oamenii poate nu chiar toți au trecut nepăsători pe lângă acest tablou, da? Poate unii au sunat. Unde poți să suni? Sun la primărie, poate la poliție unii dintre ei. Dar păi știm că niște locuitori v-au contactat și pe dumneavoastră. Păi de acolo a pornit povestea noastră. Dacă au ajuns la jurnaliști, mă gândesc că ar fi trecut inițial și pe la niște instituții ale statului din proximitatea locuinței, nu? Domnule Zamfir, eu am în casă, nu știu, probabil 15, dacă nu 20 de documente semnate de doamna asta care ne-a sunat pe noi. După ce a trimis toate hârtiile astea către toate instituțiile locale, de voluntari. Ne puteți menționa câteva dintre instituțiile pe care le-a contactat? A contactat DAS-ul, a contactat DGASPC-ul, a contactat primăria în sine, a scris la primărie, a contactat poliția locală, a contactat poliția națională, a contactat AJPIS-ul, instituția aia pe care de-abia o putea pronunța domnul Ciolacu. Aș vrea să vorbim un pic, vă rog, de ieșirea sa domnului Ciolacu, dacă aveți un pic de timp, nu vreau să vă fac eu sumarul, dar e drăguț. Deci, toate instituțiile astea, pentru că doamna asta are un avocat și i-a spus avocatului, bă, uite, eu am situația asta, ce pot eu să fac? Și avocatul a căutat, s-a uitat cine e responsabil de o situație pe care dânsa o vede peste gard. Unde să sună când vezi ceva așa peste gard? Și atunci a sunat și a trimis hârtii, pe care, repet, le am în casă eu acum când vorbim, către toate aceste instituții. Și sigur, de la un punct încolo, probabil disperată, a pus mâna pe telefon și m-a sunat pe mine. E important de precizat, pentru că ați invocat această instituție de prestigiu, Primăria Voluntari. Domnul primar al orașului Voluntari a anunțat că nu era la curent cu existența acestui azil. A spus, nici nu știam că există așa ceva la noi în Voluntari. Asta e grav. Păi de ce e grav, domnul Mușoiu? Cum mai că să o afli instituție fără autorizație, că tu ca primar nu știi? A fost autorizată, dânsul nu știa. Dacă nu știa. Și domnul Marcel Ciolacu ne-a spus că a fost autorizată pe poze false, sau mă rog, că una arăta și alta spunea că este. Există, doamnă Georgiana Pascu, există varianta ca Ministerul Muncii să fi fost indus în eroare cu niște fotografii dintr-un resort de lux, că înțeleg că domnul Budăi s-a apărat cu niște poze care arătau ca la un hotel all inclusiv, cum și-ar dori dânsul să-și petreacă vacanța. Da, și eu aș dori. Acum, da, nu știu cum s-ar... N-am mai auzit de așa ceva, recunosc, este pentru prima dată când eu aud un ministru al muncii spunând că întreaga structură de inspecție și control și de licențiere a unor centre private în care stau publice, până la urmă, în care se pot afla persoane vulnerabile, cu dizabilități și în vârstă și care nu se pot apăra singure, deci întreaga structură a statului stă în niște poze. Păi atunci am putea să, nu știu, să montăm camere peste tot în țara asta și domnul ministru și n-ar trebui să mai plătească o armată de funcționari, nu? Dar mai apoi, eu spun din nou, am și eu, cum să spun, repet în continuu cum face colegul jurnalist de investigații, eu nu înțeleg, bun, dar a primit de la noi poze, filme,
și nici atunci nu a fost convins. Noi ce interes am fi avut să-l mințim pe domnul ministru al muncii și pe doamna directora Agenției Naționale pentru Inspecție și Prestații Sociale? Asta din nou mi-aduce aminte de situațiile în care am ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru oameni pe care eu i-am găsit murind și pentru care statul a simțit de cuvință ca la 10 ani după prima noastră plângere să schimbe documente medicale în fața judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Și nici atunci n-a fost nimeni sancționat, dar asta e altă discuție. Dar acum din nou, eu nu cred că poate să nu poate invoca nimeni, nici domnul prim-ministru, nici domnul ministru al Muncii Budăi, că a primit fotografii. Cred că în acest moment ce ar putea să spună dumnealui ar fi așa: îmi cer iertare sutelor de oameni care au murit și au fost tratați inuman în aceste condiții, îmi cer iertare Centrului de Resurse Juridice, îmi cer iertare contribuabilului din România pentru că a fost nevoie ca noi să plătim ca oameni să fie maltratați și apoi haideți să ne gândim oare cât a costat această, cum să spun, anchetă și cercetare din ultimele luni ale poliției, DICOT-ului, parchetului și așa mai departe. Cât a costat să avem 100 de ambulanțe, nenumărat psihologi, asistenți sociali, medici, care de 48 de ore nu tratează oameni prin diverse locuri din țara asta. Și cred că este, cum să spun, nu știu, nu a dat o fată de mult caracter domnul ministru împreună cu domnul secretar de stat Vasil Coiu să-și ceară scuze public și să vină și să spună că atât s-a putut, ne cerem scuze, îi lăsăm pe alții mai potriviți. Dar aflu de la domnul primar Pandele, care a avut o intervenție aseară la Digi24, în felul următor. Este strigător la cer și sunt convins că autoritățile statului, guvernul României, vor schimba legislația în vigoare. Trebuie să se dea atribuții și UAT-urilor, adică unităților administrativ-teritoriale, primăriilor, ca să răspundă, eventual să-și dea și ei un aviz și să facă controale periodice în aceste cămine private. Ceea ce vă spun acum știu de la directoarea Direcției de Asistență Socială, care mi-a spus în felul următor: domnule primar, dacă am avea atribuții în acest sens și dacă noi ar trebui să dăm avize, dacă noi ar trebui să facem controle periodice de consultanță, imaginați-vă că am fi puși la punct și am ști ce se întâmplă acolo. Deci ne explică domnul primar, pe care îl cităm sigur prin declarațiile făcute la alt post de televiziune, că primarul nu are niciun fel de responsabilitate și nici direcțiile subordonate lui. Au atribuții, mă scuzați să intervin așa. Vă rog. Au o mulțime de atribuții. În primul rând este ce spunea mai devreme Ovidiu. Au acea atribuție în care constă în asistența socială primară. Dumnealor sunt primii care cunosc nevoile comunității. Mai apoi de GASPC-urile, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în speță în cazul nostru sectorul 3 și ILPOV, aveau obligația de a sesiza direcțiile de asistență socială de pe raza cărora funcționau aceste centre așezăminte private, mai ales pentru persoanele cu dizabilități. Nu există această scuză și nu mai spun de AJPIS-ul ILPOV, că, repet, nu vorbim ca și cum era într-un stat ca New York totuși, nu se pune problema să nu știm ce avem în ILFOF. Pe de altă parte, dacă ne uităm pe datele strânse și publicate câteva pe pagina Ministerului Muncii, a trebuit poate să ridicăm câteva semne de întrebare și noi am sesizat Ministerul Muncii, dar nici de acea dată nu ne-a răspuns. Uitați-vă să vedeți că 3/4 din centrele rezidențiale acreditate și licențiate ca furnizor de servicii sociale privați, fie SRL-uri, fie ONG-uri, se află în regiunea București-Ilfov. Din 1000 de centre licențiate, 3/4 sunt în această regiune. Dacă lucrurile stau atât de rău și nu știm despre ele, cred că ar trebui să ne gândim. Dar mai e ceva, și asta n-am apucat să spun până acum niciuna dintre intervenții și sper să nu vă încurc prea tare acum, dar la prima noastră vizită în septembrie, când aproape că împreună cu colegele mele mai era puțin și eram și, nu știu, domnul președinte al acestei organizații a venit destul de furios, a dat năvală peste noi acolo,
aproape că ne-am lipit de teret când l-am văzut, până să vină poliția. La un dat i-am spus că totuși nu înțeleg ce se întâmplă, cum poate dumnealui să primească licență pentru un loc ca acela. Deci, cum să spun, nu-ți pot imagina că acolo sunt oameni. Și dumnealui mi-a spus așa cu mult, foarte pompos, că dumnealui este ajutat și primește licență fără probleme de un mare asistent social, care a fost și premiantul, a luat premiul asistentului social al anului la Gala Națională Asistenței Sociale și că acest domn este într-o relație foarte apropiată cu serviciul juridic și cu toți angajații Ministerului Muncii. Recunosc că nu am crezut, motiv pentru care l-am rugat frumos să-l sune pe acest mare asistent social și să-l pună pe speaker. Este pentru prima dată în 20 de ani când cineva a putut să vorbească atât de grosolan și de înjositor cu noi. Nu pot să redau, din respect pentru telespectatorii dumneavoastră, cuvintele cu care ni s-a adresat acest asistent social. Prin urmare, trebuie să ne gândim bine pe mâna cui lăsăm evaluarea acestor servicii, licențierea, și să nu uităm că aceste servicii pot primi o licență provizorie. Dacă noi, nici nu e nevoie să fim toți patru, dacă noi trei ne punem CV-urile împreună, mâine putem să obținem o licență provizorie și putem mai apoi să primim pe bază de contract loturi de 80 de oameni pentru care să nu ne controleze nimeni aproape un an de zile. Oameni pentru care nu asigurăm accesul la telefon, pentru care poliția este chemată și vine și spune că nu are niciun fel de pârghii și așa mai departe. Și toate astea cu ajutorul unor asistenți sociali de o asemenea calitate îndoielnic. Domnul Ștefan Pălărie dorea să intervină, vă rog. Da, mi se pare că domnul primar Pandele e total desprins de realitate. Și aici nu e o chestiune de atribuții. Are primăria UAT-ul cum se ruga dumnealui să schimbe legislația ca să primească atribuții. Vorbim de obligații, de răspundere. Există legi în Parlamentul României și în România care trebuie să fie aplicate și care obligă statul român delegat pe diferite agenții, prin inclusiv atribuții, să respecte niște drepturi fundamentale ale unor categorii de cetățeni. Da, legea 448 explică foarte clar cum persoanele cu dizabilități din România, România, țară semnatară unei convenții internaționale care protejează și oamenii aceștia, e obligată ca țară să impună. Deci ăsta e cuvântul, impunere și obligație. Deci dacă tu ești primărie, da, ești obligat să intervii. Dacă ai cazuri de abuzuri asupra copiilor, da, ești obligat să anchetezi social, să înțelegi ce se întâmplă acolo. Dacă e vorba de vârstnici, la fel, împreună cu celelalte instituții ale statului, cu poliția locală, cu poliția națională. Dar sunt obligații, nu atribuții. Nu știu ce așteaptă domnul Pandele, cine să-i dea lui ce alte atribuții decât cele facem pe care le are în mod evident. Am contactat-o pe doamna Firea pentru un punct de vedere, nu a răspuns invitației. Înainte de a-i adresa o întrebare domnului Ovidiu Vanghele, doamna Pascu, puteți spune numele importantului asistent social care v-a jignit și despre care ați aflat că ar avea influență la nivelul Ministerului Muncii? Știți de ce nu pot să spun? Pentru că înțeleg că este parte din anchetă și este, cred că este unul dintre cei care se află acum în arest la domiciliu. Deci este deja o persoană aflată în acest dosar? Da, l-am văzut la televizor, împreună și cu unul dintre angajații de GSPC, Ilfov, care de asemenea a fost chemat de noi la vizita din noiembrie. Noi trimitem mai multe mesaje triste, sunând la GSPC, Ilfov, în noiembrie și cerând ajutor pentru oamenii de acolo, insistând tocmai pentru a nu ni se mai opune, știți, necunoașterea, n-am știut. Și l-au trimis pe acest domn, șef serviciu management de casă, parcă era adulți. Dumnealui a venit la fel de nonșalant, i-am arătat persoana care a spus că a fost legată, care era, nu știu, starea mizerabilă, ploșuțele de pe pereți, de pe sânge, de pe pernă. Și dumnealui ne-a râs în nas și ne-a spus că ce e asta, adică și cum ne permitem noi, CRJ-ul, să ne plângem. Domnule Ovidiu Vanghele, da. Am și o curiozitate. În comunicatul Poliției Române se arată în felul următor. Reamintim că, începând cu luna noiembrie 2020, în județul Ilfov
ar fi fost constituite două grupuri infracționale organizate în scopul exploatării persoanelor cu dizabilități sau aflate în situații vulnerabile, etc. Deci, începând cu luna noiembrie 2020, suntem în luna iulie 2023 și la DIICOT informația a ajuns pe 4 februarie 2023. Sunt acolo niște ani pe care nu reușesc să mi-i explic. Păi probabil ne putem explica prin faptul că primăria, de exemplu, cum vă spuneam, care ar trebui să fie first responder la faza asta, la situații de genul ăsta, n-a știut, domnul Zante. N-a știut, domnul Pandele n-a știut. DAS-ul în care lucra sora doamnei Firea n-a știut. Vreau eu să lămuresc un picuț ce a evitat colega mea, Georgiana Pascu, să spună mai devreme, colega prietena mea, Georgiana Pascu. Este vorba de un domn care se numește Pleșa și care este potrivit referatului propunerea de arestare în cazul ăsta, este unul dintre oamenii care vorbeau așa explicit cu acest domn Ștefan Godei, președintele ONG-ului, despre care spunea Geo că nu, că i-a făcut să se teamă pe cei de la CRJ când erau acolo înăuntru. Ei doi, deci domnul ăsta Pleșa și cu domnul Godei, vorbeau la telefon despre cum putem noi să desființăm CRJ-ul. Deci să știe colega mea Geo Pascu, de acolo era să li se tragă, ca să zic așa, domnul Godei și cu domnul Pleșa voiau să desfințeze CRJ-ul. Am înțeles. Deci acum avem... Ca să lămurim povestea asta. Am lămurit povestea, am lămurit și identitatea. Da, da, păi în ideea asta am și... Păi poate îi retrage premiul, colegiul național. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Dacă îi retrage, asta e. Dacă nu îi retrage, să fie premiant sănătos. Bun, revenim. Înțeleg că el n-a ales la domiciliu, cred că are probleme mai mari decât premiul ăsta. Da, posibil. E posibil să fie o situație mai tensionată. Vă rog. Voiam să răspund un pic la această întrebare. Dacă vă uitați la această dată pe care o avansează procurorii acolo, noiembrie 2020 este data la care s-a înființat Asociația Sfântul Gabriel cel Vitean. Da. Care este unul din cele două grupuri, una din cele două grupări organizate, criminale organizate, despre care vorbește dosarul ăsta mare, dosarul DIICOT cu procurorii de la Buftea împreună. Deci de-aia este evidențiată această dată ca fiind, nu știu, momentul genezei. Deci asta este explicația că ăla e momentul înființării organizației respective. Da. Paranteză, dacă îmi permiteți jumătate de minut. Vă rog. La un moment dat, doamna Firea, în replicile dânsei pe care le-a tot revărsat de ieri încoace, a spus de repetate ori, am auzit-o eu personal. O secundă, telespectatorii, văd acum pe ecran mașina primăriei condusă de domnul Godei la acea dată, ca să înțeleagă ce anume difuzăm. Vă rog, continuați. Pe linia de tramvai. Pe linia de tramvai, normal, păi unde, doamne iartă. Interesant. Așa, spuneam că doamna Firea susține că singura legătură a doamnei Ligia Enache, consiliera pe care astăzi înțeleg că a demis-o sau, mă rog, a suspendat. Și a suspendat contractul de muncă, da. Așa, da. Singura legătură a doamnei cu această asociație ar fi cumva o mână de ajutor pe care i-a întins-o acestui domn Godei, care voia să-și facă o asociație și nu avea, îi trebuiau trei oameni. Ca să-ți faci o asociație în România, îți trebuie trei oameni. Așa scrie în legea română. Și e singurul om pe care l-a găsit. Trei oameni. Și a zis doamna Ligia, Gheorghe, hai dumne că te ajut eu să-ți faci asociația. Oameni buni. Că-i lipsea un om. Am spus-o pe toată, de câte ori am putut. Vreau să mai spun o dată. Nu este adevărat, dom'le. Sunt informații publice cum că doamna Ligia Gheorghe nu este între cei trei oameni care au fondat, membrii fondatori ai asociației. Doar atunci îți trebuie trei. Ca să ai trei oameni cu calitatea de membri fondatori. Această calitate rămâne permanent. Și dacă dispari din asociație, tu rămâi ca membru fondator pentru că tu ai înființat. Nu poate fi alt fondator, nu putem întoarce timpul, nu putem schimba istoria. Nu pot schimba fondatorii niciodată. Eu am asociația, foarte clar. Așa este asociația noastră. Bun, bun. Mulțumesc mult, Ovidiu Vanghele, pentru dezvăluiri, pentru informații, pentru
pentru lucrurile extrem de apăsătoare pe care ni le-ai spus. Mulțumim mult, Georgiana Pascu, Centru de Resurse Juridice, pentru activitate și pentru comentarii și pentru informație din această seară. Trecem repede la următorul subiect, pentru că în linie telefonică directă cu noi este domnul ministru Rafila, ministrul Sănătății. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din această seară. E un moment tensionat, înțeleg, în privința unor decizii ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România. S-au pronunțat mai mulți medici stomatologi din România, de ordinul miilor, care consideră că dacă aceste decizii de nișare a activității vor intra în vigoare, nu doar că prețurile pentru serviciile medicale stomatologice vor crește exponențial, dar va fi puternic îngreunată desfășurarea acestei activități. Vreau să știu cum vedeți dumneavoastră, ca ministru al sănătății, ceea ce se petrece acum în medicina dentară. În primul rând, vreau să vă spun că am rezolvat această situație care și pe noi ne-a preocupat la Ministerul Sănătății după ce ea a fost această decizie a Colegiului Medicilor Stomatologi a fost publicată în Monitorul Oficial, mai ales că această decizie nu a fost făcută cu consultarea și cu avizul Ministerului Sănătății cum ar fi trebuit să se întâmple. Pe de altă parte, astăzi am avut o întâlnire atât cu Colegiul Medicilor Stomatologi cât și cu Patronatul Medicilor Stomatologi și am hotărât trei decizii, cred, care sunt importante. În primul rând, a fost abrogată de către Colegiul Medicilor Stomatologi acea decizie care limita dreptul la practică profesională și care nici nu era aplicabilă, pentru că nu poți să aplici retroactiv unor oameni care lucrau de 10-15 ani în cabinete stomatologice să le impui o limitare a drepturilor de exercitare a profesiei. În al doilea rând, deci a fost această decizie, a fost anulată și s-a revenit la situația anterioară. Cred că asta e vestea cea mai bună și cea mai importantă pentru toată lumea. În al doilea rând, am hotărât să completăm, dacă se poate spune așa, legislația, încât toate aceste propuneri să fie doar propuneri din partea colegilor profesionale și Ministerul Sănătății să poată să ia decizia care să nu afecteze dreptul de practică profesională în nicio specialitate, nu numai în cea legată de absolvenții facultății de stomatologie. Și cred că și acest lucru este un câștig, pentru că legislația era ambiguă și, vedeți, s-au ajuns la o chestiune în care limitarea dreptului la practică profesională a fost luată exclusiv de către un organism profesional, iar Ministerul Sănătății a fost exclus din această decizie. Sunt, cred, lucruri importante care clarifică situația și care vor împiedica pe viitor apariția unor astfel de probleme. A fost un subiect foarte sensibil, pentru că deși s-a strecurat printre dosare importante ale DICOT și alte chestiuni care s-au petrecut săptămâna asta, deciziile Colegiului Medicilor Stomatologi din România ar fi putut da peste cap o piață funcțională. Înțeleg că 99% din piața de medicină stomatologică din România e privată, e funcțională și cred că este singurul domeniu în care avem, putem să spunem, turism medical, pentru că nu doar românii plecați în străinătate se întorc pentru tratament stomatologic în țară, dar și unii străini din Uniunea Europeană apelează la serviciile din România. Absolut, erau lucruri care nu erau în regulă, de exemplu, știu eu, un medic care era absolvent al facultății de stomatologie, dar nu făcuse rezidenția, atunci începea o anumită procedură, se complica procedura și atunci trebuia să apeleze la altcineva ca să o termine. Lucrurile astea vă dați seama că nu sunt posibile în viața reală și faptul că am revenit la situația anterioară și cei de acolo și-au dat seama că a fost o eroare și că nu au procedat corect este important și cel mai important este să înțelegem că aceste decizii care
privesc funcționarea sistemului de sănătate trebuie luate cu avizul Ministerului Sănătății, care are responsabilitatea publică față de... Și dacă avem acum oportunitatea discuției cu dumneavoastră, vă puteți referi puțin și la investițiile oncologice și programul anticancer, că e un alt subiect extrem de sensibil de la care se așteaptă comentariile dumneavoastră. Sunt două aspecte aici. Vă rog. În primul rând este cel legat de partea de investiții. Noi am făcut eforturi foarte mari încât accesul pacienților la servicii moderne, începând de la diagnostic și terminând cu cele de terapie, să fie posibil. Pe de o parte, în PRR avem trei proiecte importante de peste 300 de milioane de euro. E vorba de Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, acolo a început deja faza de proiect tehnic, plus încă două secții de oncologie în Constanța, respectiv în Giurgiu. În plus, peste 40 de spitale care tratează pacienți oncologici beneficiază de fonduri din PNRR pentru reabilitarea secțiilor de oncologie și controlul infecțiilor în aceste secții, pentru că pacienții oncologici sunt pacienți la risc, sunt imunodeprimați, riscul de infecție este mai mare și trebuie să putem să prevenim infecțiile la această categorie de pacienți. Și nu în ultimul rând, aș spune că în cursul anului trecut am pus în funcțiune 7 centre foarte moderne de radioterapie, mă refer la sectorul public categoric, în mai multe orașe din țară. Am reluat un proiect care era blocat la Ploiești și va exista finanțare pentru un centru de radioterapie și în Ploiești. În plus, ne propunem încă două lucruri importante: să facem un upgrade al echipamentelor care există în momentul de fapt, încât acea radioterapie stereotactică să poată să fie practicată și în spitalele publice într-o măsură mai mare, pentru că în momentul de față spitalele private oferă în general acest tip de servicii, și de asemenea să putem să dezvoltăm și alte proiecte care să ducă la instalarea mai multor aparate de PET-CT în țară, pentru că singura zonă, dacă vreți, în care suntem încă deficitari, apropo de diagnostic, este zona de PET-CT. Am ridicat barierele birocratice de acolo, însă e clar că în țară mai trebuie astfel de echipamente în spitalele publice. Mă scuzați, dar aș vrea să intervin cu o întrebare către domnul Rafila. Vă salut, senator USR Ștefan Pălărie. Nu sunt în Comisia de Sănătate, dar n-aș trece așa de ușor peste situația cu Colegiul Național Medicilor Stomatologi din România. Dumneavoastră a spus că a fost o decizie... Eu n-am trecut ușor, eu v-am spus cum am rezolvat situația. Nu era o critică la dumneavoastră, doar spuneam că vreau să mă pregătesc să revin la această temă. Și anume, totuși, implicațiile nu erau numai că pierdeam niște bani din turismul stomatologic. Era vorba de aproape 15.000 de oameni care nu mai puteau să-și facă meseria pentru care fuseseră pregătiți și pe care o făcuseră deja. Deci nu era o problemă că n-ar fi... Nu e vorba că nu-și puteau face, dar erau limitate. O secundă că finalizez și întrebarea. Mai avem o problemă de atât de mulți oameni din mediul rural sau din localități mici care n-ar mai fi avut brusc acces la servicii stomatologice. Nu e vorba numai că s-ar fi scumpit costurile, dar implica și transportul. Deci lucruri care de multe ori ajung, sigur, în anumite familii să fie de neacceptat. Eu vreau să vă întreb, asta este soluția dumneavoastră? Pur și simplu acea decizie este întoarsă? Și vă întreb în mod special pentru că în Parlament, colegii mei din USR, încă din 2019, au propus o inițiativă legislativă care vă ajută. Adică, care limitează numărul mandatelor celor care conduc Consiliul Comitetul Stomatologilor. Nu știu cine este acolo, dar eu vă pot spune că pe Lex 557 din 2019 a ajutat Ministerul și să aibă atribuții de control asupra acestor conduceri și să facă cât se poate de clar care sunt drepturile, dar și obligațiile pe care această conducere le are față de cei pe care îi reprezintă, față de stomatologi. Adică nu mi se pare doamna că e o soluție... Doamna Ionescu a avut multe probleme cu... Chiar să cu discutăm cei... și... Am avut o decizie, am întors-o, am rezolvat, stați liniștiți. Să discutăm și după pauză despre acest subiect, domnule ministru, dacă doriți un răspuns pentru domnul senator. Da, sigur că da. Eu nu înțeleg exact întrebarea domnului senator. Dacă sprijiniți o inițiativă USR, care vă sprijină? Eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar credeți că nu este bine că am luat această decizie și am rezolvat situația în acest moment? Eu spun că nu e suficient, da, asta spun. Nu, am zis că e suficient, dar o situație de criză o rezolvi
în momentul în care ea apare, după care poți să treci la alte lucruri. Eu m-am mai făcut un lucru și dacă vă uitați și în comunicatul de presa de astăzi al Ministerului și inclusiv în declarația pe care sau de minuta întâlnirii pe care am încheiat-o cu reprezentanții patronatului și al respectiv al Colegiului Medicilor Stomatologi, am explicat foarte clar că Ministerul Sănătății, să terminăm cu tot felul de rumori și tot felul de lucruri care au apărut tot așa în spațiu public, Ministerul Sănătății va delega în mod expres observator la alegerile care vor avea loc la Colegiul Medicilor Stomatologi din România în această toamnă, tocmai ca să evităm apariția oricăror suspiciuni în desfășurarea procesului electoral sau în numărarea voturilor. Asta este o primă etapă. Sigur că limitarea numărului de mandate este o chestiune care este logică pentru orice funcție de conducere, dacă ne referim la instituții publice sau la astfel de organizații profesionale. Domnule Rafila, numărarea voturilor acolo e ca un fel de observator de alegeri mult mai mic. Da, după pauză discutăm și cu medici stomatologi dintre cei 15.000 de nemulțumiți. Aș dori să avem o abordare constructivă. Eu știu că e mai greu pentru dumneavoastră, dar o să vă trimit totuși abordare constructivă. Deblocare la camera. Domnule ministru Alexandru Rafila, vă mulțumesc mult pentru intervenție, pentru explicații. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu acest subiect, inclusiv cu medici dintre cei 15.000 extrem de nemulțumiți de ceea ce conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi încerca să facă. Pauză și revenim în direct. Am revenit în direct și continuăm subiectul scandalului din Colegiul Medicilor Stomatologi, tentativa de a schimba modul de funcționare a pieței stomatologiei din România. Le spunem bună seara invitațiilor noștri de la această oră prin telefon cu noi, doamna doctor Mihaela Cuțui, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din Timiș. Bună seara, doamnă! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim, domnul avocat Ian Cutoadere, de asemenea alături de noi și mulțumesc că a acceptat invitația. Bună seara! Refacem formula din seara precedentă pentru că așteptam o ședință a Colegiului Medicilor Stomatologi. A intervenit în urmă câteva momente, în direct, în exclusivitate, domnul ministru Alexandru Rafila, fix pe acest subiect și ne-a comunicat, doamnă doctor, că propunerile, mă rog, deciziile Colegiului Medicilor Stomatologi au fost anulate și nici nu vor mai putea fi impuse decât cu acordul Ministerului. Este un succes al protestului celor 15.000 de medici sau e o victorie de etapă? Este o victorie de etapă și experiența, lupta împotriva acestei corporatizări pe care noi o ducem de aproximativ 5 ani, pentru că sistemul știe foarte bine că noi de 5 ani am aflat de corporatizare de când a apărut ANMCS-ul, și ne așteptăm să inventeze o altă inginerie. Pentru că inclusiv într-un interviu dat săptămâna trecută de vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi România, domnul Câmpian, a recunoscut două lucruri esențiale, printre care faptul că organismul profesional este supus corporatizării. Din experiența mea și din ceea ce am aflat din sistemele țărilor vecine unde s-a încercat această inginerie, de obicei reușește în țările corupte. Ei, uite, Bulgaria ne-a demonstrat că într-o țară care avea și ea reputație de țară coruptă, această inginerie a corporatizării a căzut, medicii bulgari reușind să își impună punctul de vedere, să-și apere profesia și pacienții, iar Ungaria la fel. A fost chiar intervenția președintelui maghiar, Orban, care efectiv a scos de sub tutela organismului profesional. S-au întâmplat abuzuri, ilegalități, exact ca și în România. Am înțeles. Domnule avocat Ian Cutoader, cum s-a desfășurat ședința Colegiului Medicilor Stomatologi de astăzi și, bineînțeles, cum vă raportați dumneavoastră la anunțul făcut de Ministrul Sănătății? Am două chestiuni preliminare. Vă rog. Cu tot respect pentru domnul ministru, însă modalitatea în care a intervenit mi se pare așa o formă paliativă de a acoperi, de fapt, realitatea a ceea ce s-a întâmplat astăzi și, din punctul meu de vedere, este strigător la cer ca slujitor al dreptului. Și de la mână nu poți să negi faptul că acest succes de etapă nu este rezultatul
reprezentativității pe care ar trebui să ofere patronatul, și aici sunt multe de discutat raportat la ce s-a întâmplat astăzi, iar modul în care s-au comportat cei de la acest organism profesional, fost din punctul meu de vedere un execrabil, care încalcă principiul transparenței decizionale, este o dovadă clară de lipsă de respect față de acești 15.000 de oameni care reprezintă grosul exercitării acestei profesii. Schimbarea intempestivă, nici cu o zi înainte, a locului desfășurării acestei ședințe. În circumscripția unei alte autorități locale, tocmai la Otopeni, cu bodyguards, cu jandarmi, oameni care au venit efectiv cu reprezentanți cerând să participe, să asiste și să-și exprime un punct de vedere. Drept la informare care este oferit chiar de prevederile legii 96 a sănătății. Evacuați, nici măcar nu s-au luat în calcul cererile pe care le-am formulat. Noroc că am formulat și am cooperat cu acest, am și spus, organism ad hoc de reprezentare, această formă de protest spontan, o mișcare legitimă până la urmă, pentru că vorbim de reprezentativitatea dată de numărul acestora. Da, 15.000 înțeleg de medici. Da, și nu numai, fost foarte mulți. Și probabil foarte scurt că ne apropiem aceste, de final. Mai avem câteva secunde. Memorii unde să se arate grava abatere, a spune disciplinarea acestui efort, din punctul meu de vedere, la limita rezonanței penale, cu încălcarea celor mai elementare principii. Dreptul la sănătate al pacientului, dreptul aferent exercitării profesiei, pentru că se încearcă efectiv anihilarea acestei profesii, nu s-ar fi ajuns la acest rezultat. Din punctul meu de vedere, nu soluția este cea pe care a spus-o domnul ministru, ci trebuie practic o asanare, o reformă, chiar modificarea acelui capitol 13, care să presupună transparență decizională. Bun. Și regulamentul electoral pe care oamenii aceștia îl contestă să aibă viabilitate în sensul de a putea să ducă la deplină reprezentativitate. Ce a fost astăzi a fost un abuz clar și de ce nu se spune? Domnule avocat, doamnă doctor, vom relua acest subiect. Vă mulțumesc pentru intervenție. A durat mai mult decât ne așteptam comunicarea domnului ministru și am avut foarte puțin timp astăzi, dar este o victorie de etapă și pentru pacienți și pentru medici. Vă mulțumesc mult și vom relua subiectul dacă va fi nevoie. Domnule senator Pălărie, vă mulțumesc pentru prezență. Domnule Mușoiu, vă mulțumesc de asemenea. Nu mai avem timp, aș fi vrut să continuăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem luni, formulă completă, ora 18. Toate cele bune, weekend plăcut.